seara și bine ați venit. Suntem încântați, onorați de prezența dumneavoastră în primul rând și nu în al doilea rând sau în ultimul rând, de prezența artiștilor care expun în galeria noastră. Eu reprezint Mihaela Pandelescu și reprezint Galeria de Arte Elite Profart. Pot să spun că suntem încântați și suntem plăcut surprinși că este prima expoziție de acuarelă pe care noi o organizăm în galeria noastră. Nu pot să vă spun decât că este o expoziție deosebită, este delicată, este plină de emoție și nu o să vă rețin pentru că eu nu sunt de specialitate. O să ne vorbească despre expoziție Roxana Bărbulescu, care este critic de artă și istoric. Bună seara! Mulțumesc și eu că ați venit. Mulțumesc și artiștilor că m-au invitat și de data aceasta să vorbesc despre ei. Îmi face o deosebită plăcere să le văd noutățile și să văd că expun cât mai des și că au succes de fiecare dată. Legat de expoziția din seara aceasta, aș dori să-i mai menționez încă o dată pe expozanți: Eugenia Niculescu, Paul Stoica, Ovidiu Iovanel, Octavia Tandea și Maria Fătu. Cei cinci au darul să ne introducă într-o atmosferă care să depășească simpla contemplare, mergând chiar dincolo de real, într-o lume de povești în acuarelă, în care demersul vizual se înscrie pe o traiectorie plină de sensibilitate și de sinceritate specifică gestului spontan, care, datorită acestei tehnici a culorilor de apă, practic nu are cale de întoarcere. Atrași de această tehnică destul de dificilă a acuarelei, într-o complementaritate benefică, spun eu, văzând întreaga expoziție, cei cinci artiști ne prezintă în acest spațiu un crâmpei din activitatea lor, ce lasă să se întrevadă practic direcția în care se îndreaptă în acest moment fiecare. Spirit meditativ, Eugenia Niculescu ne dezvăluie în lucrările sale acea latură sensibilă, construită pe credința conform căreia simțurile, trăirile au acea calitate de a se materializa în culoare, în obiecte sau în ființe ce capătă conotații simbolice. Astfel, ușa este văzută ca simbol al trecerii dintr-un spațiu în altul. Lebăda este de fapt un înger al lacului. Trandafirul este simbolul dragostei. Calul înaripat este spiritul ce se înalță. Eugenia, practic conferându-le tuturor acestor reprezentări atributele specifice, în special unor stări. Urmând această direcție, ea ne propune un anume cod de descifrare a reprezentărilor sale, în care substanța cromatică se dematerializează, reprezentările sale ajungând la un nivel de simplificare în care imaginea concretă, deși nu se rupe total de realitate, ajunge să fie o proiecție afectivă ce și ea se va dintr-un imaginar care își are nucleul în suflet. Pasiunea lui Paul Stoica de a reda vizual locurile pe care le-a vizitat s-a convertit prin intermediul acuarelei în paginile unui jurnal citadin, în lucrări a căror povești sunt atât de evident încât pot fi în aceeași măsură chiar ale noastre. Îndemânarea cu care redă identitatea și strălucirea unor colțuri pitorești, a unor simple clădiri, a unor străzi, a unor monumente reprezentative din Paris, Guadalajara, Toledo sau Sibiu, la care se adaugă stăpânirea tehnicii acuarelei și
simțul organizării compoziționale echilibrate s-au conjugat fericit în aceste lucrări ale lui Paul. Printr-o cromatică specifică zonelor geografice sau anotimpurilor surprinse, artistul imprimă un anume aer vetust zonelor pe care le reprezintă, iar ele au amprenta, păstrează amprenta vremurilor care au trecut peste ele. Paul reușind să confere lucrărilor sale un magnetism aparte, la care contribuie în bună măsură și o luminozitate discretă ce iradiază și întregește cu o vibrație proaspătă întreaga suprafață picturală. În acuarelele lui Ovidiu Iovanel deslușim acea franchețe a artistului în fața motivului floral, al naturilor statice cu fructe și flori, care constituie pentru el un pretext pentru a realiza imagini tonice, pline de o energie explozivă, în care clar îi se acordă întâietate petei de culoare, într-o difuziune aparent liberă, dar totuși bine controlată, pe această suprafață umedă a suportului de hârtie. Nimic nu este pus la întâmplare. Suprafețele recompun printr-o îmbinare policromă un univers floral plin de dinamism ce iradiază căldură, lăsând impresia unor adevărate studii de culoare compuse pe variațiuni dominante de roșu, galben sau albastru ce își interferează efectele. Titlurile lucrărilor, explozii de culoare, incitant, primăvara, nu fac decât să întărească ceea ce artistul dorește să exprime în acuarelele sale, ceea ce vrea să construiască din aceste armonii cromatice ce își găsesc cu succes un sprijin în efectele culorilor de apă. Din lucrările Octaviei Tandea desprindem candoarea nealterată a poveștilor, a personajelor senine cu chipuri luminoase, iar modalitatea de redare a acestora pe mine m-a făcut să înclin că se apropie cu efectele picturii pe sticlă. Printr-o cromatică cu valori echilibrate ce pune accentul pe caracterul diafan al culorii, acuarelele Octaviei determină privitorul să adere la acest tip al metaforei poveste ce configurează universul artistei, iar ceea ce o particularizează este acea puritate care însoțește fiecare reprezentare vizuală a sa. Remarcăm și la ea, chiar din titlurile lucrărilor, la ceas de noapte între vis și realitate, dacă îți dau un pupic, nu vei mai fi pisic, în căutarea elixirului vieții veșnice, acea doză de naivitate care o face să se desprindă de automatismele unor redări fidele ale realității. Maria Fătu ne propune o serie de lucrări cu o tematică diversă. Imagini plastice cu o structură compozițională simplă, încărcate de un important coeficient de lirism și poezie, fie că e vorba despre reprezentarea unui cățel sau a unui pui de cioară, fie că este o natură statică cu prune sau un colț de pădure. Maria dă dovadă de o putere de sesizare a caracteristicilor esențiale ale unui obiect sau ale unei ființe, la care se adaugă și o sensibilitate aparte față de permanentele metamorfoze ale naturii, toate permițându-i să pună în mod firesc accentul pe picturalitate și pe efectele specifice acuarelei. Astfel, pornind de la monocromie, poate ați văzut deja că macii ei nu sunt roșii, sunt albi, atingând acorduri fine, fără stridențe, de la brunuri, ocruri și griuri colorate, Maria ajunge la o sinteză personală între desen și culoare, între lumină și întuneric.
Cam atât am avut eu să spun. Sunt multe de spus. Mi-ar fi plăcut așa să iau fiecare lucrare în parte, dar bineînțeles că nu este timp pentru așa ceva. Îi felicit încă o dată pe artiști și le doresc cât mai multe expoziții. Și dumneavoastră să vă bucurați de această expoziție, de cadru primitor care întotdeauna este aici la Galeria Elite Profart Mulțumim. și să ne simțim bine împreună și să servim ce au pregătit. Sigur. Și Deci dacă... declar expoziția deschisă. Mulțumim. 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 Vă rog. Nu. Da. Mai... Numele meu este Ovidiu Iovanel. N-am decât 5 tablouri în această expoziție, dar vreau să spun câteva cuvinte pe care de la un timp încoace m-am hotărât să le spun la fiecare expoziție la care particip. Și anume, înainte de asta, trebuie să-i mulțumesc doamnei Roxana Bărbulescu pentru frumoasele cuvinte pe care le-a Cu spus despre lucrările noastre. Îi mulțumesc de asemenea colegei mele, Eugenia Niculescu, care m-a invitat aici și organizatorilor. Mulțumim și noi. Ceea ce vreau să spun este legat de tehnica acuarelei și de materialele pe care noi le utilizăm. De ce? Fiindcă am participat, vă zic cu un caz concret, era să intru în pământ și de ciudă și de rușine la o expoziție la care am participat, la care criticul de artă a spus: acuarela așa, ceva de copii, materiale ieftine, ce vorbești? Deci asta este o prejudecată, că am lucrat cu materiale ieftine pe care le găsim la librărie, acuarele din acelea de 6 lei, pensule de 2,50 lei, nimic mai fals. Vreau să vă spun că multe din culorile pe care le folosim costă mult mai mult un tub de 20 de mililitri, de exemplu, decât un tub de ulei de 5 ori mai mare. O singură culoare de acuarelă poate ajunge și până la 17 euro tubul, depinzând, desigur, de marca pe care o utilizăm. Deci nu sunt deloc materiale ieftine. Suportul pe care îl folosim este bumbac presat la rece sau la cald, deci e ca un fel de pânză, fiindcă lumea are senzația că lucrăm pe o hârtie ordinară, un carton perisabil, nu ține cine știe cât, și de asta acuarela e cumva privită ca o cenușăreasă a picturii. Nu este adevărat, așa cum am spus, materialele sunt de calitate, folosim bumbac, folosim pigmenți profesionali, folosim pensule din păr natural, de veveriță sau de lup sau de ponei, scumpe și ele. Deci nu este o joacă. Asta am vrut să spun, că nu ne jucăm, ci facem... Și prin ceea ce facem, vrem să facem lucrurile așa cum trebuie, și prin ceea ce facem, vrem să promovăm această tehnică despre care eu am părerea că în România e prea puțin, nu știu dacă cunoscută e cuvântul potrivit, prea puțin promovată, prea puțin publicată. Și vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit în seara aceasta. Și nu e deloc o tehnică ușoară, că ați spus numai că materialele sunt foarte scumpe, Da. că folosiți numai materiale foarte bune, dar și tehnica în sine, după câte știu eu, este o tehnică grea, poate mai grea decât lucrul în ulei. Da. Da? Să Deci nu poți poate să și revii Roxana sau poate asupra. domnul Sinescu, care este sculptor, eu știu că este foarte greu de lucrat în acuarelă. Spunea un pictor celebru, și a rămas așa în istorie. Zice, acuarela e ca și cum încerci să dresezi o pisică. Da, corect. A Da, picta în nu e deloc ulei e ușor. dresură de Da. câini. Ușor. E mai ușor, sigur că da, Da. sigur. E mult mai greu în acuarelă, da. Acuarela e spontană, fuge, da. E mai puțin controlabilă. Da, și nu mai poți să revii, Și înțeleg, ca mai la poți să ulei. revii,
Tehnica presupune abordarea într-o anumită ordine a tonurilor. Nu poți să pui tonuri deschise peste tonuri închise decât într-o anumită măsură și da, într-o proporție o minimală. Trebuie să lucrezi invers, nu prea poți să ștergi. Da, tocmai. Da. Deci da, deci nu e ușor. Nu e da. Ușor, nu e ușor. Noi vă Dar mulțumim, efectele, sigur, pentru... efectele pe care le obții cu acuarela, din punctul meu de vedere, nu le obții cu nimic altceva. Vrea să spuneți ceva, domnul Sinescu? Da? Pentru cine nu-l cunoaște, este domnul Constantin Sinescu, sculptor. În primul rând, de când am intrat aici, felicit expozanții. M-au fascinat aceste lucrări. Eu, pe lângă sculptură, am făcut și pictură. Și am încercat, într-adevăr, să fac pictura asta umedă, acuarelă. Și nu mi-a reușit, să știți că e foarte dificilă. Și se vede că materiale de calitate, după culori și culoare și... În primul rând, stăpâniți desenul. Și lumea sunt foarte frumoase. Și dați viață. Uite, și Florian zice că sunt vii. Am văd acolo un cal foarte frumos realizat. Și văd că și personajele umane sunt bine realizate și le dați viață. Pentru că ascultă-le, urmăresc forma. Și aceste fără soară, zice că frumoasă plăcută. Da, dacă ne uităm și le luăm pe fiecare în parte și aia e frumoasă și aia e frumoasă. Toate deosebite, să știți, dacă eu nu pot să separ autorii, mie îmi plac toate florile. Și felicitări la gazdă că le-au panotat, că și asta contează panotarea. Întotdeauna, panotarea contează foarte mult. Nu, nu este numai. Noi am ajutat. Doamna, da, ajutat și... doamna Eugenia este. Și da, fiind un artist. Că de multe ori gazdele mai pun, că am fost la centru cultural, gazdele au făcut panotarea la pictură, la asta și dai că a făcut-o foarte frumoasă, într-adevăr. L-ați găsit tematica pe o tematică, pe asta și încă o dată felicitări și mult succes. Și într-adevăr aveți dreptate, că acuarela umedă e mult mai grea, că nu poți să o controlezi. Se fuge și trebuie să ai răbdare. Ca sculptură. Vă mulțumim!